Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combine structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă cu test final și să testeze aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. În această lecție vom învăța cum putem utiliza în rezolvarea de probleme structura repetitivă cu test final, do-while. Să ne reamintim, structura repetitivă cu test final sau condiționată posterior se utilizează pentru efectuarea în mod repetat a unui set de instrucțiuni. Principiul de execuție pentru structura repetitivă cu test final este următorul. La pasul 1 se execută setul de instrucțiuni. La pasul 2 se evaluează expresia logică. Dacă valoarea rezultată este fals, se iese din structura repetitivă, iar în caz contrar, se revine la pasul 1. Modalitatea de implementare a structurii repetitive cu test final în limbajul de programare C++ este do, instrucțiune între acolade, while, expresie logică. Se observă că instrucțiunea din interiorul structurii se va executa cel puțin o dată. Do while reprezintă o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași și cu test final. Modalitatea de execuție a structurii prezentate este: se execută instrucțiune, se evaluează expresia logică, rezultatul evaluării va fi adevărat sau fals. Dacă rezultatul este adevărat, se reia execuția instrucțiunii. Dacă rezultatul este fals, se trece la executarea instrucțiunii de după instrucțiunea do while. Să exersăm împreună. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul său de cifre. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre corespunzătoare numărului 0 este 1. Iar dacă n egal cu 1234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre corespunzătoare numărului 1234 este 4. În programul principal se declară variabila întreagă n, variabila nc, în care se calculează numărul de cifre al variabilei n, și variabila copie n, în care se va reține valoarea inițială a variabilei n. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila dată. Variabila nc primește prin inițializare valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă cu test final do while și se elimină în mod repetat cifre din n și se mărește cu câte o unitate valoarea variabilei nc. Din instrucțiunea do while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii cout se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de cifre corespunzătoare valorii inițiale a variabilei n. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 0, mesajul afișat va fi: numărul de cifre corespunzătoare numărului 0 este 1, iar la o nouă execuție pentru n egal cu 1234, mesajul este: numărul de cifre corespunzătoare numărului 1234 este 4. Să exersăm împreună. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și o cifră C și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei C în numărul n. De exemplu, dacă n egal cu 0 și C egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 0 este 1.
Iar dacă n egal cu 102.030 și c egal cu 0, atunci mesajul afișat în urma execuției programului va fi: numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 102.030 este 3. În programul principal se declară variabilele întregi n, c, na și copie n. Valoarea variabilei na va fi 0. Se citesc valori de intrare de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii SIN. Fiecare operație de citire este precedată de afișarea unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n, respectiv pentru variabila c. Variabila copie n preia valoarea variabilei n. Se utilizează structura repetitivă cu test final do while și se verifică dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este egală cu c, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei na. La fiecare pas, după această verificare, este eliminată ultima cifră din n. Din instrucțiunea do while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii cout se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei c în n, valoare calculată în variabila na. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 0 și pentru c se citește tot valoarea 0, mesajul afișat va fi: numărul de apariții ale cifrei 0, numărul 0 este 1, iar la o nouă execuție, dacă n este egal cu 102.030 și c este egal cu 0, mesajul afișat va fi: numărul de apariții ale cifrei 0, numărul 102.030 este 3. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran câte cifre pare conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1, iar dacă n egal cu 12.340, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 3. Cifrele pare fiind 2, 4 și 0. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți utiliza structura repetitivă cu test final în scrierea programelor în limbajul de programare C++.